Salut și bine ai venit la Comunicare în Germană cu Gerhard. Sunt Gerhard Orban, sunt psiholog și expert în comunicare în germană din Hamburg, Germania. Astăzi vom vorbi despre trei lucruri care mă enervează în Republica Moldova. Deseori când dau interviuri mă întreabă ce îți place Moldova și ce nu îți place și încerc să fiu diplomat. Și acum scopul nu este să mă descarc emoțional. Lucrurile care le menționez în principiu sunt lucruri care nu tare mă enervează sau mă frustrează și, bineînțeles, e acum vorba de generalizări, de exagerări, polemica, dar scopul este să dau niște repere la ce ar putea fi o problemă pentru tine în Germania, fiindcă sunt anumite diferențe culturale. Acum, pot să-mi scrii în comentarii, dar eu știu mulți germani care sunt totul diferit. Eu sunt absolut de acord. Sunt tendințe, dar oricum sunt totuși. Primul lucru este materialism comparativ. În conversații, deci tema de conversații. Deci mai degrabă, aici, în Republica Moldova, temele vor fi despre lucruri materiale. Deci mâncare, despre casa, despre ce am cumpărat. Adică, și scopul este și un pic de a mă prezenta. Eu sunt așa om de succes, vezi ce mașină am, anul viitor îmi iau al doilea apartament. Și pentru mine, pe mine așa teme mă plictisesc. Ok, eu știu că trebuie să te prezinți, tu ești cel mai mare, bravo, okay, dar de ce nu faci pur și simplu un video și spui o reclamă prin oraș și spui că eu sunt cel mai. Pentru ce ai nevoie să, de ce trebuie să acord timpul meu pentru asta. De aceea, în medie, poate conversații în Germania vor fi un pic mai mult despre teme, de idei, ce parere ai tu față de, sau filozofie, și asta inclusiv la oameni fără studii universitare. Adică, dacă pur și simplu vii acolo și tot timpul areți ce am făcut, cine sunt eu, lumea cultă, ar spune că ești un pic cam furtul și încrezut și lumea nu prea agrează așa ceva. Bineînțeles, sunt multe situații acolo și dacă trăiești într-un cartier și într-o gașcă de, nu știu, de german furtul care poartă doar branduri și altceva, este și așa. Ok. Al doilea lucru este comparativa lipsă de radar. Am adoptat și nu mai claxonez aproape niciodată în programă, un proverb olandez care spune nu te supăra, pur și simplu te mir. Deci situația, eu înțeleg că dacă sunt pe autoban și eu am 160 și cineva are 100, eu ocolesc și eu câștig din timp. Dar manevrele astea la volan, și când peste 200 de metri devine roșu deja, dar cineva încă trebuie cu 70 km pe oră să ocolească, să bagă în sens opus și să riște accidente doar pentru a câștiga 5 metri. Și asta e relevant pentru modul în care învățam germană sau în care ne organizam viața. Adică punem accent mai mult pe lucruri imediat, pe efecte imediate, care deseori au și un risc colateral. Și riscul de la limba germană este că tot timpul vrem să spunem că am memorizat o expresie sau ce, dar la urma urmei, pe termen lung, noi nu ne descurcăm. Și al treilea aspect este ceea ce spun mulți colegi aici din Moldova, amabilitate deseori este perceput ca slăbiciune. Și eu lucram mulți ani ca vicerector al universității private și la director al club de afaceri german și fiecare săptămână minim vinea cineva la mine în oficiu, eram foarte accesibil și îmi povestea despre tot fel de proiecte absurde și dubioase și ascultam, interesant, hai să povestiți mai mult și acum în Germania la fel. Faptul că cineva este amabil cu tine nu înseamnă că tu l-ai șmecherit sau... Da. Dacă așa.